Perșii au realizat unul dintre cele mai mari imperii din istorie. În inima lui se află Iranul de astăzi, dar și alte state precum Afganistanul, Turcia, Grecia, Israelul, Sudan, India și chiar o parte din China. Dominația persană n-a fost doar o strălucire efemeră. Fondat la mijlocul secolului al VI-lea, înainte de Hristos, în urma impresionantei serii de cucerire ale lui Sirius cel Mare, Imperiul a pierit 200 de ani mai târziu din cauza unei alte figuri extraordinare, Alexandru cel Mare. Ca orice mare imperiu, și cel persan are în spatele lui multe mituri. Dar oare ne putem baza pe mituri? Motivul atacării Persiei a fost bogăția acesteia. Alexandru, la fel ca și alți conducători de state agresoare, a pretins că atacă Persia din motive mai degrabă idealiste, ca răspuns la o nedreptate din trecut sau ca un act de demnitate, deși el, la fel ca și soldații care l-au slujit, era mânat în principal de motivații economice, plus, bineînțeles, dorința de putere în cazul tânărului rege. De altfel, Filip al II-lea, tatăl marelui cuceritor, pusese deja ochii pe bogățiile Persiei și inițiase pregătirea unei campanii militare spre a o cuceri, însă numai sfârșitul său prematur l-a împiedicat să continue. Nu se știe cât succes ar fi avut o campanie a macedonenilor conduși de către Filip al II-lea contra Imperiului Persan de atunci. Cert e că, indiferent de motivațiile care l-au mânat pe Alexandru în războaiele sale, el a fost un strateg și de geniu și un lider curajos, cu o voință de fier. S-ar putea spune că fiecare din incursiunile de cucerire care l-au dus pe Alexandru până în India a avut și un rol investițional, menite fiind să acopere vechile datorii sau să financeze viitoarele războaie. În ciuda declarațiilor pompoase cu tentă idealistă, apărarea unor valori morale, agresiunile militare au avut întotdeauna ca punct de plecare dorința nestăvilită de înavuțire rapidă a persoanelor sau grupurilor aflate la cârma unor state. S-ar mai putea spune și că există trei feluri principale de războaie: de îmbogățire, de apărare și de recuperare a unor teritorii sau a unor avuții pierdute. Multe informații, așadar, cu privire la Imperiul Persan provin dintr-o vastă arhivă de documente administrative descoperită în ruinele Persepolisului, excavate în anii 30. Tabletele de lut au revoluționat cunoștințele noastre despre realitățile cotidiene din Imperiul Persan, dar pentru narațiunea a ceea ce s-a întâmplat și pentru detalii cu privire la viața de la curte, depindem de povestirile inamicilor Persiei, în special cele ale grecilor, Herodot fiind aici cel mai bun exemplu. Informații din surse grecești sunt multe, dar asta nu înseamnă că ne putem baza întru totul pe ele pentru reconstituirea istoriei Imperiului Persan. Mituri despre perși sunt nenumărate, dar realitatea se poate să fi fost cu totul alta. Acest imperiu a fost unul complex, fascinant, cu o istorie bogată, o cultură vibrantă. Iată câteva din cele mai interesante curiozități despre Imperiul Persan. Perșii erau un popor tolerant din punct de vedere religios. Cirus cel Mare a emis un decret care acorda libertate religioasă tuturor popoarelor din Imperiu, inclusiv evreilor care au putut să se întoarcă în țara lor natală, Iudea. Perșii au construit o rețea de drumuri care a conectat diferitele părți ale Imperiului. Acestea au facilitat comerțul, comunicarea și au ajutat la menținerea unității Imperiului. Perșii au dezvoltat un sistem de poște care a fost unul din cele mai eficiente din lume. Poșta persană a fost responsabilă de transportul de mesaje și de bunuri în întregul Imperiu. Perșii au fost pionieri în domeniul arhitecturii. Ruinele orașelor persane, cum ar fi Persepolis, Pasagarde, sunt mărturii ale măreției acestei civilizații. Imperiul Persan a început să se deterioreze în secolul 4 înainte de Hristos, în urma unei serii de revolte și de războaie. Alexandru cel Mare a cucerit în 330 înainte de Hristos Imperiul, punând capăt unei ere de dominație persană. A avut un impact profund asupra civilizației mondiale. Perșii au promovat libertatea religioasă, au contribuit la dezvoltarea comerțului și a tehnologiei. Imperiul Persan a fost de asemenea o sursă de inspirație pentru alte civilizații, inclusiv pentru cea europeană, prin cultura greacă și romană. Capitala Imperiului Persan a fost Persepolis, un oraș situat în Iranul de azi. Persepolis a fost un oraș magnific, construit pe o terasă înaltă și decorat cu coloane de marmură și statui. Imperiul a fost împărțit în satrapii, care erau guvernate de satrapi, reprezentanții regelui. Aceștia erau responsabili pentru colectarea de impozite, asigurarea ordinii publice și apărarea satrapiei. Imperiul Persan a avut o armată puternică formată din infanterie, cavalerie și arcași. Armata Persan a fost responsabilă pentru cucerirea și apărarea Imperiului.
Imperiul a fost o putere economică majoră, controlând rutele comerciale importante. Imperiul persan a avut o cultură bogată, care a fost influențată de diferitele popoare pe care le-a cucerit. Cultura persană a inclus arta, arhitectura, muzica și literatura. Legat de libertatea religioasă, Cirus cel Mare a emis un decret care acorda libertate religioasă tuturor popoarelor din Imperiu. Acest decret a fost un exemplu important de toleranță religioasă și a avut un impact profund asupra dezvoltării religiei în lume. Perșii erau cunoscuți pentru arta și arhitectura lor impresionantă. Ruinele orașelor persane, cum ar fi Persepolis, sunt mărturii vii ale măreției acestei civilizații. Persanii au fost pionieri în domeniul arhitecturii, folosind materiale precum piatră, cărămidă, lemn pentru a crea clădiri impresionante. Orașele persane erau adesea construite pe un plan ordonat cu străzi drepte și piețe centrale. Perșii au contribuit la dezvoltarea unor tehnologii importante, cum ar fi sistemul de poștă, sistemul de drumuri. Poșta persană a dus la menținerea unei unități în Imperiu. Imperiul persan era un centru important al comerțului în vremea respectivă. Perșii au comercializat cu o varietate de culturi din întreaga lume, inclusiv cu Grecia, China, India. Perșii au controlat rutele comerciale importante, drumul mătăsii, ce a conectat Europa cu Asia. Acest lucru a dus la o creștere a comerțului și la un schimb de idei și culturi. Fapt interesant este situația femeilor din Persia antică. Acestea nu se bucurau doar de un imens respect în societate, ci și de drepturi egale cu bărbații. Femeile puteau deține terenuri, să facă afaceri, aveau salarii egale cu ale soților lor, puteau călători pe cont propriu. Femeile care nu aveau un statut de nobil se bucurau de o anumită independență economică, având dreptul să muncească și chiar să-și vândă proprietățile, dar erau de asemenea nevoite să plătească impozite. Descoperirile arheologice au demonstrat chiar existența femeilor care erau șefe de ateliere meșteșugărești sau a altora care au ajuns în posturi militare de rang înalt. Femeilor li se permitea să organizeze propriile ședințe de consiliu pentru a discuta politică. Titlurile de respect acordate femeilor regale persane par să aibă originea în Imperiul Persan fondat de Cirus al II-lea. El a stabilit paradigma persană a libertății religioase și de expresie în Imperiul său, a fost responsabil pentru menținerea demnității și autonomiei femeilor din fiecare clasă. Unii istorici consideră că Cirus al II-lea cel Mare a stabilit cu 10 secole înainte de Islam obiceiul de a acoperi femeile în scopul de a li se proteja castitatea. Conform acestei teorii, voalul a trecut de la ahemenizi la seleucizi. Aceștia, la rândul lor, l-au transmis bizantinilor, de unde a fost adoptat de cuceritorii arabi și răspândit în întreaga lume arabă. Herodot îi înfățișează în mod obișnuit pe perși în lux alături de femeile lor, niște manipulatoare care păreau să dețină un control nefiresc asupra bărbaților. Femeile persane aveau drepturi aproape egale cu bărbații, în multe cazuri mai multe libertăți. Multe femei au exercitat o autonomie aproape totală sau chiar totală și au condus propriile afaceri, au supravegheat bărbații de la locul de muncă sau au servit ca ofițeri de comandă în armată, aproape ca într-un matriarhat. Grecii și romanii înfățișează frecvent pe persani ca fiind dominați de femeile lor în efortul de a-i face să pară mai slabi în comparație cu ei. Se consideră că Cassandane, la fel ca și soțul ei, a stabilit standardul modului în care trebuiau respectate reginele persane. De altfel, prima carte a drepturilor omului a apărut în Persia, sub forma unui cilindru, în 539 înainte de Hristos, la ordinele regelui Cirus cel Mare și sub influența doamnei sale. Perșii erau extrem de răsfățați. Xenofon ne spune că perșii sunt mult mai efeminați acum decât pe vremea lui Cirus. Ei s-ar fi obișnuit cu toate bogățiile teritoriilor cucerite. O sursă spune că regele a ordonat unor agenți să caute în toată lumea cunoscută noi mâncăruri care să-i satisfacă papilele gustative plictisite. Conform alteia, atât de răsfățați erau monarhii perși că ei nu călcau decât pe covoare de lux, iar toate capriciile le erau îndeplinite de o mulțime de eunuci și curtezane, câte una pentru fiecare zi a anului. Un scriitor din secolul al XIX-lea i-a numit francezi ai Estului. Imaginea acestui inevitabil declin al perșilor din cauza decadenței e în mare parte fantezie. Poate că le plăceau banchetele extravagante, dar tabletele de lut de la Persepolis nu sugerează nicio cheltuială de acest gen. Și deși a dispărut din atenție după ce au fost învinși de greci, statul perșilor a rămas unul de foarte mare întindere, mereu prezent în istoria Greciei. Scriitorilor eleni le plăcea să se joace cu imagini de decadență persană, dar ei cunoșteau adevărul. Herodot spunea că perșii servesc la masă multe feluri de mâncare, dar că ele sunt de fapt foarte mici. Și îi citează pe perși ca fi spunând că dacă grecii ar adopta aceleași obiceiuri, nu s-ar mai opri din mâncați.
Un alt mit spune că erau iubitori de pace. Poate că imperiul a fost creat pe baza de cuceriri, în comparație cu predecesorii săi din teritoriile apropiate sau cu Alexandru cel Mare. Marele Imperiu Persan era pacifist prin natura sa. Arta persană înfățișează în general imagini ale poporului în bucurie. Se vorbește despre torturi inimaginabile și omorârea brutală a dușmanilor sunt produsul prejudecăților grecilor. Este totuși foarte important să nu ne lăsăm înșelați de imaginea pe care regii perși au vrut să o lase posterității. Arta persană sugerează o inevitabilă și veșnică putere și sub suprafața aparent calmă se află forța brută. Nici o putere cu veleități de imperiu universal și absolut nu construiește un stat de o asemenea întindere având o natură pacifistă. Cât despre poveștile despre tortură, nu putem decât să ne bazăm pe probabilități. Istoria ne arată multe cazuri în care violența monarhilor e hiperbolizată. Dacă perșii ar fi câștigat în locul grecilor războaiele persane din secolul al V-lea, civilizația occidentală n-ar fi apărut. Efervescența și democratica atmosfera cetăților grecești, Atena în primul rând, e cea care a dat naștere culturii și literaturii grecești, dar Grecia, ca o ocupație persană, n-ar fi fost decât un loc conformist. Conform istoricului Anthony Padgham, dacă Xerxes câștiga, nu a mai fi avut teatru grecesc, știință grecească, nu i-a mai fi avut pe Platon, Aristotel, Sofocle sau Eschil. Dar oare o victorie persană ar fi adus atâtea diferențe? Și e corect să spunem că democrațiile nasc culturi mai dinamice? Conform obiceiurilor, regele persan nu s-ar fi amestecat prea mult în sistemul politic al cetăților grecești dacă acestea nu cauzau probleme, iar pentru majoritatea orașelor grecești n-a fost vorba de o simplă alegere între supunerea față de perși și independența completă. Aceste orașe, majoritatea mici, evoluau în umbra vecinilor mai mari, precum Atena, Sparta, Teba, și puterea era restricționată. O schimbare a vecinului mai mare și mai puternic de la o cetate grecească la un imperiu n-ar fi adus diferențe semnificative. Spre deosebire de alte imperii, roman sau cel britanic, cel persan nu a căutat să impună o singură metodă de a face lucrurile. Nu a căutat să impună o limbă sau religie unică, ci a mers pe principiul tolerarea culturilor și religiilor diferite. Astfel, dacă e să judecăm impactul dominațiilor persane asupra popoarelor din imperiu, nu am identificat o influență culturală așa mare ca cea pe care Roma a avut-o asupra lumii mediteraneene. Adevărul e că regii perși nu ar fi avut cum să impună o religie sau limba universală într-un imperiu atât de vast și de divers, chiar dacă și-ar fi dorit-o. Când erau în Babilon sau Egipt, ei se comportau cel puțin la exterior ca și când ar fi fost babilonieni sau egipteni. Urmăreau realizarea unui echilibru între afișarea de putere și păstrarea aparentă a stat quo-ului pentru ochii supușilor. Era o metodă mult mai eficientă de a-și păstra puterea și a face ce știu imperiile să facă cel mai bine, să-și exploateze supușii. Față de numeroasele săpături începute în ultimii ani, experții iranieni se concentrează acum asupra unor conservări și restaurări a imensului patrimoniu arheologic. Muzeele mari și mici au fost renovate, de la Muzeul Național Arheologic din Teheran până la Antiquarium din Persepolis. Multe alte inscripții ale regilor persane au fost restaurate acolo, așa cum ar fi și cea de la Behistun, unde arheologii au lucrat la o înălțime amețitoare, prinși de o parte de stâncă. Persia rămâne unul din cele mai frumoase imperii și una din cele mai vaste culturi estice. Imperiul Ahemenid, numit și primul imperiu persan, a fost înființat de Cirus cel Mare în 550 înainte de Hristos. Învingând regatele vecine care includeau Media, Lidia și Babilonul, Cirus a reușit să creeze prima superputere a lumii. Se spune că la vârful său, imperiul s-a întins din Balcanii de vest până la Valea Indusului de est, acoperind o suprafață de 5,5 milioane de kilometri pătrați. Mai mult, imperiul a reușit să unească sub o singură conducere trei importante situri ale civilizației umane timpurii: Mesopotamia, Valea Nilului a Egiptului și Valea Indusului a Indiei. Grădinile persane. Cu siguranță, exemplu prim al arhitecturii și designului persan au fost grădinile imperiului. Aceste creații frumoase și elaborate au fost concepute pentru a oferi confort în ciuda condițiilor meteorologice dure dintr-o zonă în care a fost cea mai mare parte deșertică, verile fiind prea fierbinți și iernile reci. Pasargadae, prima capitală a Imperiului Ahemenid, are cel mai vechi și poate cel mai elegant exemplu de grădină persană. Căptușite de copaci exotici, orhidee și canale de apă, acestea erau locuri pentru adunări sociale și petrecerea timpului liber. În interiorul grădinilor existau pâraie acoperite cu piatră în modele dreptunghiulare, iar pereți din cărămidă de noroi
închideau întreaga grădină pentru protecție. Până și cuvântul paradis provine din vechiul cuvânt persan, paradezia, care s-ar traduce în un zid înconjurător, ceea ce înseamnă că a fost folosit pentru a descrie un spațiu închis. Drepturi civile. Conceptul de drepturi civile e deseori imaginat drept o creație relativ modernă, însă Imperiul Persan le adoptase cu 2000 de ani înainte. Cirus cel Mare dorea ca oamenii din regatul său să aibă drepturi egale și libertatea de a-și practica religia fără interferențe, lucru nemai întâlnit în celelalte regate ale vremii. Unul dintre artefactele care ne-au dezvăluit asta a fost cilindrul lui Cirus, pe care erau gravate gândurile conducătorului cu privire la libertatea rasială, lingvistică sau religioasă. De asemenea, prezintă generozitatea sa față de babilonieni pe care i-a învins în 539 înainte de Hristos pentru a-și stabili propriul imperiu. El a fost salutat ca un lider darnic, sprijinind oamenii și îmbunătățindu-le viața, deși unii critici susțin că cilindrul a fost o glorificare a marelui rege și că acțiunile sale au fost să-i liniștească pe zei mai mult decât să-și ajute poporul, însă artefactul e fără îndoială o descoperire uimitoare. Persia a inventat primul frigider. Pe lângă implementarea unor reguli civile, Imperiul Persan a dat naștere și câtorva comodități. Persia a inventat primul sistem de refrigerare cunoscut sub numele de Yakal. Aceasta a fost o structură de cupolă din lut folosită pentru a stoca gheață, dar în cele din urmă a ajuns să fie folosită și pentru a menține alimentele reci. Invenția e atribuită în mod obișnuit domniei regelui Cirus al II-lea, dar a fost creată mai devreme fie de către persani, fie de oamenii din Elam, care au contribuit cu o serie de concepte și inovații în cultura persană. A inventat primul sistem de ventilație. Deși frigiderul nu poate fi atribuit cu siguranță absolut persanilor, moara de vânt e fără îndoială o invenție persană creată în anul 500 înainte de Hristos, care a dus în cele din urmă la dezvoltarea sistemului de ventilație, cunoscut sub numele de windcatcher. Acesta era o structură atașată la partea superioară a unei clădiri care atrăgea aerul rece în jos și împingându-l pe cel cald în sus, reușind să păstreze o temperatură confortabilă în interiorul construcției. Drepturi pentru femei. Deși afirmația potrivit căreia persanii au fost primii din lume care au emis o declarație a drepturilor omului a fost contestată, nimeni nu poate nega faptul că femeile persane aveau mai multe drepturi și privilegii decât în orice altă cultură antică, poate cu excepția Egiptului. Femeile regale au fost tratate cu cel mai mare respect, în timp ce bărbații și femeile din clasele inferioare lucrau aceleași slujbe pentru aceeași plată, lucru care a fost dovedit din textele fortificației și trezoreriei din timpul lui Darius I. Femeile puteau supraveghea bărbații la locul de muncă, iar cele cu abilități excepționale și putere administrativă erau numiți arașara sau marele șef. Femeile puteau deține pământ, slujeau în armată și își conduceau propriile afaceri. Unități și uniforme militare. Unitățile și regimentele militare au fost o invenție mediană sub regele Ciaxares, dar Cirus cel Mare și-a reformat modelul. Acesta a organizat armata pe sistemul zecimal, astfel încât fiecare unitate să fie compusă din 10 mai mici. 10 bărbați, o companie, 10 companii, un batalion, 10 batalioane, o divizie, 10 divizii, un corp. Pentru a face diferența între unități, comanda persană a instituit diferite uniforme colorate în galben, albastru, violet și a reglementat semnale pentru comunicarea dintre corpuri. Imperiul a cucerit Egiptul cu ajutorul pisicilor. Persanii erau de asemenea și foarte inovatori în tactică militară, lucru demonstrat în 525 înainte de Hristos, când regele persan, Cambises al II-lea, a invadat Egiptul. Herodot susține că acest lucru a fost ca răspuns la o insultă a faraonului egiptean, dar la fel de ușor ar fi putut fi o continuare a politicii expansioniste a lui Cirus cel Mare. Expansiunea a fost oprită în orașul puternic fortificat Pelusium, pe care conducătorul știa că nu îl poate lua fără pierderi mari. Cu toate astea, Cambises al II-lea cunoștea bine cultura egipteană și a realizat că dragostea lor față de animale, în special față de pisici, putea fi exploatată. El i-a pus pe soldații săi să picteze imaginea zeiței egiptene Bastet, înfățișată în mod regulat ca o pisică sau o femeie cu cap de pisică, pe scuturile lor și, în plus, a condus animalele rătăcite în fața armatei. În loc să facă rău animalelor sau să nu respecte imaginea lui Bastet, egiptenii s-au predat, iar Cambises a revendicat țara pentru Imperiul Ahemenit. Drumul Royal. Darius cel Mare a construit o autostradă care leagă Imperiul Persan de la Susa la Sardes, scopul său fiind asigurarea unui sistem de comunicare rapid și lin în vastul său imperiu.
Distanța dintre granițele vestice și estice era de 2700 km, fiind necesare 90 de zile pentru călătorii pe jos, pentru a parcurge lungimea drumului și doar 9 zile pentru curierii călare. Caravanserai sau avamposturi regale au fost stabilite de Darius cel Mare de-a lungul drumului pentru călătorii pe jos. Aceste caravane au devenit în curând zone importante pentru troc, comerț și schimb de informații. Trandafirii. Considerat un simbol al iubirii și prieteniei, trandafirii au fost un cadou mai întâi în Persia, răspândit mai apoi în toată lumea. Pentru mult timp au rămas originari în Persia și teritoriile sale din apropiere. Trandafirul galben persan a fost primul soi de floare care a fost comercializat ajungând la Viena cândva în secolul al XVI-lea, de unde a câștigat încet o importanță globală pentru culoarea și parfumul său. Animalele de companie. Deși Imperiul Persan a utilizat animale în cucerirea Egiptului, asta nu înseamnă că nu erau îndrăgite de către popor. Aricii erau păstrați în case ca protecție împotriva dăunătorilor și, deși au fost interziși după cuceririle islamice, oamenii erau dispuși să plătească o sumă uriașă în impozite pentru a-și păstra aricii domestici. Un alt animal de care persanii erau îndrăgostiți era câinele, iar rasele exotice erau păstrate pentru noroc. Mai mult, câinii au fost hrăniți și prețuiți de persani, fiind considerați sacri. Cucerirea lui Alexandru. Alexandru cel Mare a fost un admirator al lui Cirus, dar în cele din urmă a devenit conducătorul care a rupt supremația Imperiului Persan într-o campanie decisivă de 10 ani. Victoriile sale din Anatolia, Isus și Gaugamela au redus substanțial puterea persanilor, Darius al III-lea a fost răsturnat, iar Imperiul Persan a intrat sub stăpânire macedoneană. După moartea lui Alexandru a avut loc o mare luptă de putere asupra regatului său. Succesorii săi nu au fost suficient de puternici pentru a păstra controlul asupra imperiilor și în cele din urmă, parții au preluat controlul asupra nord-estului Iranului. Astfel a început epoca parților al treilea imperiu persan. Vinul persan. Persia e adesea considerată locul de naștere al vinului, iar procesul a fost popular în regiune chiar înainte de Imperiul Babilonian. Conform săpăturilor din diferite borcane antice, borcanele de vin ar fi existat chiar și acum 5.000 de ani. Orașul Shiraz a fost un centru pentru producția de struguri și vin, existând dovezi ale cultivării strugurilor, datând încă din 2500 înainte de Hristos. Masacrul magilor. Deși multe lucruri despre care am vorbit până acum au fost în mare parte pozitive, nu trebuie să uităm că Imperiul Persan a fost construit în urma unei expansiuni sângeroase, iar persanii au comis unul dintre primele genociduri din istoria înregistrată. Magii erau preoți imigranți care trăiau în Persia și își urmau propriile seturi de credințe și practici, însă în ciuda acestui lucru au fost ținuți în curțile regale și au jucat un rol esențial în multe ceremonii importante. Cu toate astea, Darius I și nobilii săi i-au făcut țapii spășitori într-un complot politic. În timp ce se afla în Egipt, fiul lui Cirus cel Mare, Cambises, a nebunit și a trimis un asasin către fratele lui Smerdis. Uciderea a avut succes, însă Cambises a murit la scurt timp într-un mod accidental. Conform istoriei persane, magii au profitat de această ocazie pentru a instaura un rege care seamănă cu Smerdis, plănuind să obțină controlul țării. Cumva Darius I a devenit conștient de complot, așa că a convins poporul persan să ucidă toți magii, ajungând astfel în vârful imperiului. Nu doar atât, însă evenimentul a fost sărbătorit în fiecare an drept o sărbătoare anuală, deși majoritatea istoricilor consideră că totul a fost bazat pe o minciună.